Luni, la sediul Direcției pentru Agricultură Județeană s-au desfășurat simultan două evenimente importante. Primul a fost marcarea Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare Românești, despre care am relatat pe larg în jurnalul nostru de știri de ieri. Cel de-al doilea eveniment s-a intitulat Ziua Porților Deschise în Agricultura Hunedoreană, la care au participat fermieri și producători din toate zonele județului. Principalul obiectiv al acestei acțiuni a fost promovarea produselor tradiționale și a gastronomiei ei autohtone. Prin evenimentul care îl organizăm astăzi, ne dorim să mijlocim o întâlnire între producătorii locali și noastră consumatorii în scopul de a promova produsele autohtone românești și, în ultimul rând, de a promova o întoarcere a consumatorului către ceea ce ne caracterizează din punct de vedere al gastronomiei românești. Bineînțeles, de la o astfel de manifestare nu putea lipsi deja celebrul balmoș, a cărui rețetă este ținută secretă de către cei care prepară deliciosul produs culinar. Ce rețetă aveți pentru balmoș? Rețeta e cam secretă, dar caș de oaie, lapte de oaie, unt de oaie și făină. Durează mult să faci un balmoș? Cam 2 ore. Cu ce altceva ați mai venit aici? Brânză veche de la munte de astăvară și caș proaspăt. Participarea la eveniment a fost una numeroasă, cei prezenți putând degusta și un alt produs tradițional și cunoscut, tocana de oaie. Mă bucur că și noi participăm la această frumoasă zi, unde produsul românesc trebuie să fie pus în valoare și, într-adevăr, produsele de oaie fac parte din produsele tradiționale. Da, am rugat și eu colegii mei să vină să dăm spre degustare tocana de oaie tradițională, tradițională mâncarea ciobanilor. Și mă bucur să văd foarte multă lume interesată, față de alți ani sunt cu mult mai mulți vizitatori care sunt interesați de produsele producătorilor din județul Hunedoara. Nu au lipsit nici bunătățurile culinare pe bază de carne de porc și vită, inclusiv cele făcute la ceaun. Iar cei care le prepară sunt convinși că consumatorii știu să deosebească un produs tradițional de cele fabricate în serie. Este o rețetă tradițională de la noi din zonă, cu carne de porc, cu cârnați, cu niște cartofi, ardei, gogoșar, ceapă, morcov, sare, piperi, cam astea ar fi natural, mai cât mai natural. Ce recomandați consumatorilor legat de produsele hunedorene, de produsele românești, de unde să le cumpere, ce să facă, cum să le aprecieze? Da, bă, ce să zic, că marfa se vede în magazin, în galantare, omul poate să o aleagă, eu îi îndrum pe oameni să folosească cât mai mult produsele tradiționale, inclusiv și eu sunt producător de produse tradiționale care fac mezeluri și să consume cât mai natural. Să văd, ele să văd la culoare, în magazin, în vitrină. Și producătorii de lactate sunt convinși că hunedorenii știu ce trebuie să facă atunci când sunt în fața vitrinelor și trebuie să aleagă un produs. O gamă vastă, de la unt, smântână extrasă prin centrifugare, telemea, cașuri crude, cașuri proaspete, maturate, unt. În general, produse lactate fabricate de noi într-un centru de prelucrare autorizat, din laptele care îl producem în fermă proprie, de la animalele crescute de noi. Ce recomandați consumatorilor? Cum să deosebească un produs tradițional de altul, știu și eu, făcut așa, pe bandă? Acum, având în vedere că nu suntem la început, consumatorul e cel mai bun critic al pieței. În cea mai mare parte, foarte multă lume se întoarce spre producătorii autohtoni. Ei fac diferența foarte bine între produsele făcute din lapte adevărat sau produsele care sunt mai puțin aproape de adevăr. Și chiar dacă anul apicol nu a fost unul prea bun, cei prezenți la manifestare au putut să guste și din mierea naturală ce a fost prezentată, precum și derivatele acesteia, un aliment extrem de sănătos. Am venit la invitația Direcției Agricole la Ziua Produsului Alimentar cu produse din stupina proprie. Recomand pentru această perioadă mierea de cucătină, cu propolis, cu polen, cu lăptișor de mată, care sunt toate foarte bune pentru imunitate. Mierea cu căpăcelele, fagurele cu miere, propolisul, polenul,
Mierea toată este bună pentru răcel, pentru organism. Cum a fost anul apicol? Un an mediu. Din cauza secetei s-a resimțit foarte mult. Și la producție și la albinuțe și la dezvoltarea lor. Cei prezenți la evenimentul organizat de către Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara au mai găsit expuse fructe și legume de sezon, precum și conserve de toamnă, paste făinoase făcute în casă, siropuri și licori bahice naturale, plăcinte pădurenești sau flori.